Larisa și Ionut au izbucnit în lacrimi, nu plânge. Aflați ce s-a întâmplat cu cei doi, miercuri, 28 decembrie, într-o nouă ediție, Casa Iubirii. Povestea de dragoste dintre Ionut și Larisa este greu încercată. Aflați ce s-a întâmplat cu cei doi, miercuri, 28 decembrie, într-o nouă ediție, Casa Iubirii. Momente dificile pentru cuplul format din Larisa și Ionut, în Casa Iubirii. Cei doi au ajuns la capătul răbdării și au izbucnit în lacrimi. Se anunță o ediție plină de emoții și multe regrete. Larisa și Ionut au izbucnit în lacrimi, nu plânge. Larisa și Ionut formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din Casa Iubirii, în ciuda deselor episoade tensionate ce s-au iscat între ei pe parcursul relației lor. Cei doi au adus din nou multe reproșuri, Larisa și Ionut au ajuns în pragul unui mare impas. Noi doi ca iubiți nu funcționăm, chestii care ni se întâmplă în casă, la fel o să fie și afară. Am încercat de 3 ori și dacă nu se poate. Înseamnă că nu suntem făcuți unii pentru alții, a spus cu lacrimi în ochi Larisa. Ionut a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că își dorea să fie altfel relația dintre ei. Se anunță o ediție plină de emoții și multe regrete. Aflați ce s-a întâmplat cu cei doi, miercuri, 28 decembrie, într-o nouă ediție, Casa Iubirii, de la ora 10 și de la ora 16:30, la Canal. Ionut și Larisa, în pragul despărțirii. Momentul adevărului în Casa Iubirii, nu-mi pare rău că am încercat și a treia oară. Aflați ce decizie vor lua cei doi, marți, 27 decembrie, într-o nouă ediție, Casa Iubirii. Povestea de dragoste dintre Ionut și Larisa este pe punctul de a se încheia. Ce decizie vor lua cei doi în privința relației lor, aflați marți, într-o nouă ediție, Casa Iubirii. Momente dificile pentru cuplul format din Larisa și Ionut, în Casa Iubirii. Povestea de dragoste dintre cei doi concurenți este pe punctul de a se termina. Momentul adevărului în Casa Iubirii, nu-mi pare rău că am încercat și a treia oară. Larisa și Ionut formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din Casa Iubirii, în ciuda deselor episoade tensionate ce s-au iscat între ei pe parcursul relației lor. Cei doi au adus din nou multe reproșuri, Larisa și Ionut au ajuns în pragul unui mare impas. Concurenții din Casa Iubirii consideră că relația dintre Ionut și Larisa a devenit toxică, iar cei doi sunt mai tot timpul supărați. Nu-mi pare rău că am încercat și a treia oară, cred că încercam și de 10 ori dacă era la fel cu el, a declarat Larisa vizibil emoționată. Concurenții au remarcat că miroase a despărțire, iar liniștea a cuprins întreaga casă. Ionut a izbucnit în lacrimi în brațele Larisei, iar concurenta a încercat să-i recapete încrederea, trebuie să accepti chestia asta, pentru că știi foarte clar că nu se întâmplă nimic. Ce se va întâmpla cu relația celor doi, aflați marți, de la ora 10 și ora 16:30, într-o ediție incendiară în a treia zi de Crăciun în Casa Iubirii, la Canal. Așteptarea a luat sfârșit. S-a aflat data la care va începe noul sezon Survivor România. Așa cum toți bănuiau, competiția va debuta în luna ianuarie, conform tradiției din ultimii ani. Se știe când începe Survivor România 2023. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul reality show-ului, Daniel Pavel. Când începe Survivor România 2023? Daniel Pavel, anunț surprinzător pentru telespectatorii Pro TV. Survivor România începe pe 9 ianuarie 2023. Daniel Pavel a făcut anunțul surprinzător despre data premierei celui de-al 4-lea sezon în finala Vocea României, care a avut loc în ajun de Crăciun, pe 24 decembrie. De ce surprinzător? Pentru că foarte multe persoane erau convinse că emisiunea va începe undeva în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023, având în vedere că producătorii trebuie să filmeze câteva ediții în avans ca să aibă ce să dea pe post, mai ales că primele emisiuni vor fi disponibile cu câteva zile mai devreme, pe Voio. Ei bine, faimoșii și războinicii nu vor avea prea mult timp la dispoziție să se refacă după sărbătorile de iarnă din acest an și asta întrucât concursul va începe pe 9 ianuarie. Ionuța Iftimoaie și Sebastian Dobrincu, printre concurenții noului sezon. Asta înseamnă că participanții vor zbura spre Republica Dominicană chiar din primele zile ale lui 2023.
La așa o surpriză probabil nu se așteptau nici ei, fiind acum nevoiți să-și facă bagajele imediat după ce ciocnesc paharele de șampanie în noaptea trecerii dintre ani. Națiune Survivor, știu că aveți emoții. Știu că abia așteptați să-i vedeți pe membrii celor două triburi în primele confruntări. Simt energia voastră. Sunt la fel de nerăbdător să pornim spre nisipul cald din Republica Dominicană și să dau fluierul de start. Până atunci a mai rămas puțin, iar în această seară, în finala show-ului Vocea României, vă voi da vestea cea mare, a fost mesajul transmis de Daniel Pavel, anfitrionul show-ului de supraviețuire. În noul sezon vor participa Carmen Grebenișan, George, Ada Dumitru, Ionuț Ifimoaie, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Vica Blochina, Doc, Vlad Munteanu, Gheboasă și Ștefania Stănilă. Ediția anterioară a fost câștigată de un războinic, trofeul ajungând în brațele barmanului constanțean Alex Delea. Primele imagini cu cei 12 războinici de la Survivor România 2023. Surprizele sunt mari, mai ales că reality show-ul de la ProTV se apropie cu pași repezi de marea premieră. Emisiunea e moderată tot de Daniel Pavel. Au apărut primele poze cu cei 12 războinici de la Survivor România 2023. Noul sezon este așteptat cu sufletul la gură de fani. Survivor România 2023 le-a arătat fanilor cine sunt cei 12 războinici care vor lua parte la probele din Republica Dominicană. Aceștia au adversari de temut în persoanelor unor vedete autohtone, printre care se numără George, Carmen Grebenișan sau Maria Constantin. Noul sezon este așteptat cu sufletul la gură de fani. Dacă numele faimoșilor au fost deja aflate, nu același lucru se poate spune despre echipa adversă. Din fericire, au apărut primele imagini cu aceștia într-un promo care a fost difuzat recent în mediul online, pe Voio. Potențialii participanți au fost aleși în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde telespectatorii au cunoscut 8 tineri dornici de aventură. Doar unul dintre aceștia a fost ales de public pentru a merge în cel mai nou sezon. În curând îi vom putea descoperi pe toți cei 12 războinici de la Survivor România 2023, singurul nume știut fiind Andreea Moromete. Tânăra este cea care a tras biletul de aur în show-ul la Măruță, de la ProTV. Cine sunt războinicii de la Survivor România 2023? Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete, a spus Cătălin Măruță, conform Libertatea.ro. Andreea Moromete este foarte activă pe rețelele de socializare, unde apare că este trainer. Meseria de instructor de fitness s-ar putea să-i fie de ajutor în reality show-ul care se va desfășura în Republica Dominicană. Survivor România 2023 se va difuza pe micile ecrane începând din luna ianuarie a anului viitor, ceea ce înseamnă că fanii nu mai au mult de așteptat. Concurenții au fost anunțați printr-o transmisiune live pe platforma Voio. Lista concurenților de la competiția care va avea loc în Republica Dominicană cuprinde foști sportivi, artiști și influenceri. Concurenții Survivor 2023. Printre ei, Carmen Grebenișan, Aiftimoaie, George, foști sportivi și sportive și influenceri. Așteptarea a luat sfârșit. Daniel Pavel a anunțat cine sunt cele 12 vedete care vor face parte din echipa faimoșilor de la Survivor România 2023. Ei sunt concurenții Tribului Roșu, cei care au acceptat provocarea de a pleca în Republica Dominicană. Vedetele care vor participa la Survivor România 2023. Toată țara stă cu sufletul la gură pentru a afla cine sunt cele 12 vedete care vor pleca în Republica Dominicană și vor lupta pentru supraviețuire în noul sezon Survivor România 2023. 1. Carmen Grebenișan, influencer. Carmen Grebenișan, așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să-mi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam de mult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață.
2. George. George, eu nu credeam că viața poate reîncepe la 40 de ani. De pe canapea toți suntem foarte buni. Am vrut să văd cum e de acolo. 3. Ada Dumitru, actriță. Adea Dumitru este fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis. La doar 25 de ani, Ada Dumitru, actriță a teatrului Alexandru Davila din Pitești, este considerată una dintre cele mai talentate tinere actrițe din Europa de Est. A debutat la 15 ani într-un spectacol de Mihai Mălăi Mare, este pregătită de celebra Susan Vațon, profesoara de actorie a lui Nicole Kidman și are rol principal într-un serial polițist alături de James Marshall, unul dintre starurile din Twin Peaks. 4. Ionuț Aiftimoaie, fost luptător K1. Ionuț Aiftimoaie, simt deja emoția competiției. Îmi place echipa în care mă aflu, mă simt norocos și puternic. 5. Maria Constantin, solistă muzică populară. Maria Constantin, mă pregătesc psihic să-mi iau la revedere de la familie, un lucru foarte greu. Abia acum am realizat ce înseamnă această competiție. Ce urmează, vom vedea. Presimt că urmează o vacanță frumoasă. E super tare experiența. 6. Remus Boroiu, antrenor de fitness. Remus Boroiu, sunt o persoană care nu spune nu provocărilor. Cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să vin acasă cu premiul cel mare. 7. Bianca Patrichi, dansatoare și coregrafă, fostă concurentă la Românii au talent. Bianca Patrichi, am momente de se că eu chiar fac asta, plec la Survivor. Nu cred că sunt foarte conștientă că fac asta, dar vreau să fac asta. 8. Doc, Vlad Munteanu, artist hip-hop. Doc, am fost basketbalist profesionist, am făcut sport toată viața. Fizic nu voi avea probleme, dar psihic nu știu. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. 9. Vika Blochina. Vika Blochina, am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconștient. După ce am semnat, am văzut câteva episoade și am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10-12 kg. Vika Blochina, Bianca Patrichi, fosta ispită de la Insula Iubirii și raperul Doc fac parte din vedetele care vor participa la Survivor 2023. 10. Sebastian Dobrincu, fost jurat la Imperiul Leilor. Sebastian Dobrincu, ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt multe lucruri care mă mai mișcă. Pe plan personal am reușit să fiu stabil financiar, să am relații importante cu oameni dragi. O provocare e binevenită, iar eu sunt extremist. Mă duc să mă joc să îi învăț pe alții să spună mereu da unei provocări. Dacă voi fi norocosul câștigător, o să dublez banii și îi voi dona unei cauze umanitare. 11. Ștefania Stănilă, fostă gimnastă. Antreprenorul Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor, campioana europeană la gimnastică ritmică Ștefania Stănilă și artistul Gheboasa fac parte din echipa faimoșilor de la Survivor 2023. Ștefania Stănilă, cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală. 12. Gheboasă. Prezență online, lansat pe TikTok și YouTube. Numele lui, Gabriel Gavriș. Este din Târgoviște și a ajuns cunoscut după lansarea piesei Dă-i țigancă, ajunsă la 11 milioane de vizualizări în 6 luni. O altă piesă, cu Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula, are aproape 30 de milioane de vizualizări.